Sunt absolventă Academiei de Studii Economice din Moldova, Facultatea Contabilitate și Audit. Mi-am început cariera la Banca Națională a Moldovei la scurt timp după ce în anul 2006 am fost desemnată printre cei 10 cei mai buni absolvenți ai promoției înscriși în Cartea de Aur a absolvenților ASEAN. La început am fost economist coordonator în cadrul Departamentului Buget, Finanțe și Contabilitate. Apoi am avansat în carieră în funcțiile de expert principal, șef de secție, iar în prezent șef de direcție contabil, șef adjunct al Băncii Centrale. Inițial aveam aspirații modeste referitor la cariera mea. Faptul că eram angajată a Băncii Centrale mă făcea să mă simt la acel moment satisfăcută și împlinită. În timp însă am făcut o pasiune pentru meseria de contabil, dar și de banchier în același timp. Activitatea la BNM a contribuit la formarea, dezvoltare și înnobilarea ca personalitate și specialist în acest domeniu. Astăzi, la ceas aniversar, mă simt onorată să-mi exprim aprecierea și gratitudinea față de mentorii pe care i-am avut în cadrul BNM de-a lungul timpului, pentru aportul și contribuția în dezvoltarea și evoluția mea în domeniul în care profesez. De asemenea, vreau să le mulțumesc și colegilor cu care am interacționat în timp și de la care am reușit să învăț și să acumulez experiențe unice și utile. Întrucât BNM este instituția în care își desfășoară activitatea un corp profesional inspirat de cele mai bune practici internaționale. Pe parcursul activității la BNM am reușit să mă certific internațional în domeniul contabilității, să fiu mentorul mai multor persoane care și-au desfășurat stagiul de practică în subdiviziunea în care activez, să fiu participant activ în anumite cazuri având un rol semnificativ în implementarea diverselor proiecte din cadrul BNM, precum standardul internațional de contabilitate SIRF 9, instrumente financiare, cu un impact semnificativ asupra managementului riscului și a modelului de afacere al BNM, constituirea depozitarului central unic al valorilor mobiliare și alte proiecte. În acest moment istoric, la cei 30 de ani de la crearea Băncii Naționale a Moldovei, vreau să-mi exprim aprecierea față de echipa pe care o conduc. Colegi, vă transmit din inimă un sincer mesaj de mulțumire și apreciere pentru profesionalismul de care dați dovadă, pentru dăruirea de sine, inclusiv în situația pandemică cu care se confruntă întreaga omenire. Apreciez mult contribuția dumneavoastră, atitudinea pozitivă și responsabilitatea pe care le manifestați zilnic în abordarea sarcinilor care vă sunt încredințate. Vă urez mult succes în continuare, sănătate dumneavoastră și familiilor voastre. Totodată, mă simt onorată să mă adresez întregii echipe a BNM care depune eforturi în vederea reformării sectorului bancar și adaptării la cele mai bune practici din domeniu, urându-le succes și realizări frumoase în continuare. La mulți ani, BNM!